De pentru că e prea... What was that? Nu știu dacă ați văzut. O să iei mașina în aer. Bună, eu sunt Patrick și bine v-ai găsit la un nou episod pe canalul meu de YouTube de Need for Speed 2004 sau Underground 2. Iar astăzi vom continua minunatele curse din stage-ul 5, pentru că mi se pare că data trecută am ajuns la stage-ul 5, în sfârșit. Over, deci nu mă mai știu. Ultimul episod a fost foarte greu de filmat, pentru că am stat cam o oră jumate ca să-l filmez. Minunat. Din care am filmat vreo 36 de minute. Am mai tăiat eu pe acolo și am mai pus, mi se pare, la ca un fel de intro al videoclipului. Zrele cursele și nu, foarte ciudată transmisia. Nu schimbă la perfect la primele două trepte. 9000 și ceva de ture întrebă. Întrebă viteză maximă. Țin minte că erau curse grele, dar n-am cum să iau pe aia 2. 180 cred că au avut. 60-63. Doar că pierd, deci îmi trebuie nitro de la începutul cursei. Deci de la început trebuie să fiu locul 1. Problema că ei își fac nitro de la mine, ca și în cazul meu. Și eu îmi fac nitro de la ei și la fel și ei de la mine. Într-un fel e bine că mă împinge ăsta de la spate. Locul 2. Locul 1, bun. Zgrele cursele pentru că nu am nitro. Am select sponsor. 13.000. Deci ne dă un bonus de 13.000 la... pentru că ne angajăm la ei. 113.000 avem. Vedeți că acum avem și X-uri, adică cursele sunt semnate cu X-uri. Și cred că suntem la... da, exact 50% avem acum. Deci de acum încolo încă jumătate mai avem. A few moments later. Minunat, mi-o dat că jocul și nu mai am cursa disponibilă, așa că ne vom îndrepta către Drag Race-ul care îl avem aici. Oricum nu aveam chef de Street X, același Drag Race. Haide să vedem cine iese la... Yes! Rai de vreme, good, perfect. Aici dacă nu le schimbi la perfecție, o să te coste. Au ceva din spate, dar nu... Haide, după asta câtă viteză are. Au! Știam eu că ies grele cursele. Uite, cred că asta era aia grea. Știu că aveau viteze peste 170. Stați că vă arăt imediat. Nissan-ul care vrea să mă depășească la faza respectivă, cred că avea 158, 152. În condițiile în care eu aveam la finalul cursului 153. Ei aveau de la început deja. Mi se pare că se aude puțin cam în ce joculețul, dar mai bine să mă aud mai tare. Asta va fi destul de ușoară. Și ca să le facem într-o ordine mai normală, mă voi duce după în orașul al 4-lea, respectiv al 5-lea, ca să le luăm de jos în sus, pe orașe. Adică să nu le luăm așa într-un mod aleatoriu. Uitați-vă cât am avut, 115 și ceilalți oponenți au avut viteze destul de mari. Adică mă refeream mai devreme la faptul că să le luăm de aici în sus cursele. Văd că deja e nebunie la aeroport și până terminăm cursele normale vor mai apărea și alte ureleuri și drag race-uri. Mai bine nu facem astăzi circuite sau circuitele astea, așa că mă voi îndrepta către orașele le-am deblocat recent. Păcat că mașina are doar 5 trepte, adică top speed-ul e 190 și are 5 trepte.
Ia, top speed. Uite un sprint pe care nu ai cum să-l vezi pe hard. Acum încep sprinturile specifice stage-ului 5. Fiți atenți. Vedeți voi cât de, ce drumuri nasoale și cât de grele scursele. Subaru Nissan 370. Încerc să fac speedrun. Ei s-au dus pe alt drumuleț. Lei cred că s-ar putea ca aici să aibă o curbă ceva mai mică. Am spus. Îmi place că merge mașina foarte ușor la accelerație. Și o simt ușoară. Adică motor puternic și greutate redusă fac ca mașina să meargă destul de rapid. Adică să prindă viteză destul de repede. Că top speed nu prea e unul decent. Aș fi vrut să avem măcar 6 trepte, adică să avem 6 trepte. Că nu cred că sunt mașini în jocul acesta care să aibă mai mult de 6. Oricum e luăm ușor. Problema e că suntem la final aproape și sper să-i și luăm. Îmi place că... cei cu mașinile... cu mașinile slăbuțe stoc, îs printre primii. Adică, de exemplu, mașina noastră o avem de la începutul jocului, dar... Subaru și Nissanul acesta sunt mașini de stage 3 sau 4, adică ceva mai târziu. Îi deblochez puțin mai târziu. Aș vrea să mergem la... stați așa că se vede mouse-ul, what is that? Mi-am dat mousepad-ul jos, pentru că era cam murdar. Și acum sunt direct pe masă, direct pe birou cu tastatura și mouse-ul. Și mi-am dat și cu spray de ăla de lemn. Și văd că mi-alunecă mouse-ul singur, ia. Adică nici nu se mișcă masa, ca să spun că. Hai să vedem. Yes. Wow. Acum începe petrecerea. Ceva mi-a scăzut putere. Deci îmi dă 5 feet și 9 BHP. Adică vreo căluți puterea, cred că ar fi. 1500. Oricum avem bani destui. Deci nu mă interesează upgrade-urile. Acum avem, cred că și stage-ul 3 la upgrade-uri. Da, uitați. Transmission. Suspension. Nitro nu. Tires nu. Brakes. Încă nu l-am deblocat. Haideți să vedem la motor aici. 204, 8 secunde. Dar faza era că... și înainte îmi scria 200 de mile, dar mașina în teorie prindea, adică practic ea prindea 190. Aerodinamic, când noi n-am umblat la aerodinamică, what is that? Păi de aia se punea problema că mașina nu prindea 200 la oră. Pentru că n-avea aerodinamica atât de bună. Ascultați ce motor are, what is this? Foarte subțire, nu știu cum să-l numesc. Și parcă nu mai virează atât de bine pentru că e motorul prea puternic. Ne trebuie sistem de... trebuie să mai lucrăm la roți. Nu mai e echilibrată puterea cu virajele. Haideți să vedem sprintul de aici, din dreapta. Nu-mi place că e așa întortocheat orașul. Și n-ai unde să mergi tare cu mașina asta. Adică în orașul acesta nu ai unde să mergi. Seamănă cu cursa pe care am mai făcut-o. Dacă îi dau dintr-a întâia nitro, nu are demaraj bun.
Nissan Skyline Mitsubishi 3000 GT și cred că tot Nissan Sentra era pe ultimul loc. Mă scuz dacă într-adevăr prinde mai mult mașină acum. Dar nu cred că am pe unde să prind mai mult de 150 la cursa asta. Sper că mă aud bine. Deci episodul anterior am stat foarte mult să le editez. Dar nu cred că am pe unde să prind mai mult de 150 la cursa asta. N-ai pe unde, pentru că e prea... What was that? Nu știu dacă ați văzut. O să iei mașina în aer. Asta cu Nissan-ul o să iei în aer. Nu, e Lexus. Semăna bine cu Nissan Sentra. Ah, am uitat de tunelul. Uitați ăsta e a cincilea oraș. Pe unde suntem acum? Drum de nisip, nebunii. 71%. Vedeți că timpă-s locul întâi, parcă și oponenții se duc mai tare. Cred că îi ajută jocul. Când suntem ultimii, se duc încet și ajungem foarte repede. Deci acum păcat că n-am prins prea mult. Dar cred că prindem acum mai mult de 190. 156-160. Drift race. Destul de lungă cursa. Plus două lepuri. Dar va fi la fel de grea ca și ce am avut acum câteva episoade. 3000 de... am pierdut. Minunat. 20.000 de puncte. E prea rapidă mașina și nu pot să o încetinesc. 93.000. Adică nu a fost chiar atât de grea. Doar că trebuia să merg mai încet și să nu frec pereții. Oh, uite încă una. Aici. Aici ar trebui să deblocăm ceva nou. Transmission. Acum mașina ar trebui să prindă ceva mai mult. Nitro. Tires. Ar trebui să fie mai bună la curbe. Ce-s astea? Cred că-s frâne, da. Weight reduction. Va fi mai ușoară. Turbo. Acum mașina va fi un monstru. Fiți atenți. Deci vreo 400 și ceva de cai are. 201. I-a scăzut viteza maximă. What? Ai trebuie să-i facem... what is that? Drivetrain. Nu știu cum se calibrează asta. Eu le voi face cât de mult pot. La maxim. Stați, că eu o fac la... Dacă scad valoarea, va fi mai bună la viteză. Dacă o cresc, scade top speed-ul, dar va fi mai bună la accelerație. Acum, faza e că dacă o scad prea mult, s-ar putea chiar deloc să nu fie bună la accelerație. Veți vedea cât de greu va porni din loc. Adică, timpul în care va prinde 0-100 va crește foarte mult. Dar fiți atenți. Acum poate s-ar putea să aibă și 220 top speed-ul. E chinuită și n-are putere. Și treptele sunt prea lungi. Vedeți că suntem cu 100 la a doua.
Adică tot 5 trepte are. Doar că... sunt mult mai lungi treptele. Și se subturează foarte mult. 125 și tot cu a doua. Adică pe de o parte e bine upgrade-ul pentru că... sau e bună setarea aia la transmisie pentru că prinde mai mult, dar e și slabă la accelerație. Nici în marșalier nu mai merge bine. Nu cred că vom câștiga cursa pentru că vedeți cât de slabă e la accelerare, la accelerație. Fac perfect shift-ul mai ușor. Și la scoap 4-a. 160, așa ușor. La drag să ține bine mașina. O avem pe a 6-a. Și am lăsat mult în urmă. Acum înțeleg de ce prindeau ea viteze atât de mari. Pentru că mașinile lor erau mult mai mult upgradate și aveau setarea aia la, la cutie. 175. La drag se ține, dar așa, la cum schimbă el automat, uitați-vă cât de greu accelerează. Mai avem două curse, trei curse. Hai să mergem aici în dreapta la StreetX-ul de lângă noi. Și poate voi calibra în episodul viitor cutia mai bine. Dar încă nu prea știu care ar fi o bună calibrare pentru că depinde și de mașină. Și de puterea mașinii. De exemplu, la cursa asta nu prea aș crede că e bună. Ia să vedem. Aici nu, văd că nu mai e calibrată la curse. În Freerow e calibrată, dar aici nu e calibrată. Adică suntem cu a doua deja, la a treia la 80. Și ați văzut mai devreme că eram cu a doua la 120. Și tot nu schimbase treapta. 1.40. Și am lăsat mult în urmă, ia, și aici am avut peste 100. Deci să vă arăt că aici în... vedeți? Deja la 50 era cu a doua în cursă, la 80 era cu a treia. 125 a treia. Cam atât pentru episodul de astăzi. Eu sper că v-a plăcut, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!